O defecțiune la sistemul de canalizare a făcut ca o bucată din strada George Poboran să cedeze. În mijlocul drumului s-a format o groapă de aproape 2 metri adâncime. Un agent al poliției locale a fost cel care a sesizat problema reprezentanților companiei de apă Olt. Aceștia s-au deplasat la fața locului pentru a remedia situația, care astăzi a dat mari bătăi de cap șoferilor care au circulat în zonă. Datorită uzurii în timp acestui unei porțiuni din cămin s-a produs o spărtură în el și a apărut o tasare a zonei în care apa a ieșit din cămin. Potrivit reprezentanților KO Olt, de vină ar fi sistemul de canalizare vechi de peste 30 de ani, care din cauza cantității mari de apă din ultima perioadă a cedat. Preia două conduite de canalizare mari, care practic ajung mai mult de 80% din municipiul Slatina de Oraș și este preluat în acest cămin. Am intervenit pentru remedierea defecțiunii. La fața locului s-a deplasat o echipă de muncitori pentru a repara porțiunea de canalizare deteriorată. Cei de la compania de apă trebuie să astupe craterul și să asfalteze bucata de stradă unde s-a produs defecțiunea. Aceștia au dat asigurări că până mâine problema va fi remediată.